Emisiune realizată în cadrul proiectului de la Experiența Europeană a României la drumul Republicii Moldova, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei emisiuni nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Bun găsit la Vocea Basarabiei. Sunteți la emisiunea Puncte de vedere, puncte de reper și astăzi vă oferim niște repere pentru ca să vă gândiți la parcursul european al Republicii Moldova și contribuția dumneavoastră pe care o așteaptă toată lumea. Nu suntem doar spectatori, suntem participanți la aceste activități. Și atunci când cineva încearcă să vă convingă că este treaba autorităților, cred că e o mare eroare. Nu le aparține autorităților parcursul european. Este o voință a populației, formulată, sprijinită, mai explicit în raport, în special cu decidenții din Uniunea Europeană, dar e un demers al populației Republicii Moldova și tot sondajele de moment arată acest lucru, dar nu e noutate. Chiar și Voronin declarase pe timpuri să construim Europa la noi acasă, luând o oarecare distanță față de Kremlin, care știa el ce știa despre atitudinea Kremlinului, ca să nu pățească la fel ca și autorități de la Kiev. Și un om mai indicat, cred că nu există, decât Iulian Groza, directorul executiv al IPRE, așa sună abrevierea, deci Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Vă rog să ne spuneți despre instituții și continuând această teză, afirmație, cred că e axiomatică, de ce adversarii încearcă să acrediteze ideea asta că aventura aparține autorităților, pasului și încearcă să dezlipească populația, oamenii care vor în Europa, mai ales oamenii care sunt acolo, care au plecat de mult, care s-au înrădăcinat și au luat familie, trimit bani acasă, adică este evident, există un contingent care vor în Europa și adversarii vor să dezlipească, să spună că asta e o aventură asumată de autorități și se va sparge ca un balon. Nimic nou sub soare. Este clar intenția agresorului și în cazul dat trebuie să vorbim lucrurilor pe nume. Kremlinul, Rusia astăzi invadează Ucraina, a pornit un război fără precedent, după cel de-al doilea război mondial, cea mare criză pe care noi puteam să o vedem, care credeam noi că nu se va întâmpla, probabil, niciodată. Mai ales după Iugoslavia, credeam că vom să urmă războiul. Credeam că noi suntem foarte puternic afectați de acest război și vedem că Rusia încearcă prin toate metodele propagandistice să folosească toate resursele sale pe care le are la dispoziție în Republica Moldova sau în altă parte pentru ca să distribuie nesiguranță, frică, să încerce să într-adevăr să separe Republica Moldova statul cu cetățenii, distribui diferite falsuri care să ne dezbine, care să ne pune pe barecade. Și toate lucrurile astea, de fapt, se realizează prin astfel de campanii de dezinformare, de propagandă. Și aceste manifestări le simțim noi astăzi și, din păcate, ele au produs efecte și în continuu să producă efecte asupra cetățenilor, în primul rând. Întrebarea este dacă atâta efort depune Rusia și mai ales bănet, asta înseamnă că voința populației pentru viitorul european este mare sau este la limită și ei vor să arunce Moldova în prăpastie doar printr-o mișcare?
Cum evoluați starea de spirit? Lucrurile s-au schimbat foarte puternic după ce Rusia a pornit acest război și în societatea noastră lucrul ăsta se vede. Dacă, iarăși, ne uităm pe sondaje de opinie care au fost realizate în toată această perioadă, o să vedem că, într-adevăr, în anul 2021, 20, în special, cumva exista acest sentiment în societate, cumva ne suntem juma-juma. Avem o parte de cetățeni, jumătate din ei care se uită cu o anumită nostalgie față de Rusia, spre Rusia, și alții cu o anumită speranță spre Uniunea Europeană. Dar lucrurile s-au schimbat. Dacă ne uităm, iată, ultimele sondaje pe parcursul anului curent, anul trecut, vom vedea că numărul cetățenilor care își leagă viitorul de Uniunea Europeană crește și numărul celor care continuă cumva să fie ostatici acestui narativ post-sovietic, atașamentul față de Kremlin și mesajele pe care le promovează scade. Bun, să vorbim în cifre. Cel mai simplu, cred că să ne uităm la ultimele sondaje, atunci constatăm că aproximativ 56-57% de procente din cetățeni, respondenți în sondaje, spun că ei optează pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene, și aproximativ 25-30% care nu cred așa. Deci s-a schimbat balanța. Deci războiul a schimbat inclusiv percepția oamenilor în societate, au înțeles care este pericolul adevărat și au înțeles că este foarte important să căutăm un adăpost. Și Uniunea Europeană oferă acest adăpost. Prosperitate, siguranță, oportunități, lucruri pe care noi am reușit să le vedem pe parcursul ultimilor ani, în special de 10 ani. Anul ăsta am avut o aniversare de 10 ani de zile de când noi călătorim fără vizie în spațiul european. Majoritatea cetățenilor au văzut cu ochii proprii și cu experiența proprie ce înseamnă această posibilitate și libertate. Pe 27 iunie am sărbătorit sau am aniversat 10 ani de când am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și el foarte mult ne-a ancorat în spațiul european, în special pe dimensiunea economică și dincolo de cuvinte așa foarte, știu, sterile, să zic așa, există și niște chestiuni foarte practice pentru cetățeanul simplu, pentru oamenii de afaceri. Prin experiența lor proprie, văd că Uniunea Europeană le oferă mai multe oportunități și asta, într-un final, eu cred că și cumva ne creează multă încredere că totuși cetățenii Republicii Moldova, în mare majoritate lor, optează pentru opțiunea europeană. Sunt și cetățenii din diaspora și avem aproape 1 milion de cetățeni care și-au legat viitorul propriu cu Uniunea Europeană. Domnul Groza, spuneați de oameni care au ieșit în afară, măcar până în România. Dar vreau să fac o paranteză. I-am văzut la televizor în Germania, în Franța și nu doar, pe cetățenii nostalgici care îl sprijină pe Putin în timp ce stau în Estonia, în Letonia, în Germania. Deci cum vă explicați dumneavoastră că oamenii care beneficiază au cumpărat avere acolo, își duc copii acolo, stau acolo cu zetul în fața camerelor de luat vederi și strigă Putin. Cum se explică? Oare simpla vizită sau șederea în Europa nu este suficient de convingătoare pentru ei? Nu-i terapeutică? Dacă tot vorbim de oamenii care au văzut cu ochii lor ce înseamnă să ai un transport, să înseamnă infrastructură? Din păcate, 10 de ani sub ocupație sovietică, aici în Republica Moldova, vrei nu vrei, eu cred că asta s-a implantat în geneticul populației noastre. Și e foarte greu ca să excludem acest flagel din mentalul colectiv. Și lucrul ăsta explică și explică și modul în care funcționează astăzi propaganda și de dezinformare. Deci este un sol, dacă doriți, fertil pentru a trezi aceste elemente ale trecutului.
cumva acoperind mintea și ochii oamenilor cu realitățile în care se confruntă. Asta este un efect pe care noi nu putem să-l explicăm cu argumente logice sau juridice. Asta este un efect cel mai simplu spus, al acțiunilor de propagandă și dezinformare. Și eu cred că ce contează în aceste momente este să ne deschidem, să ne deschidem și mintea și inima și să analizăm noi înșine, dacă dorim și în comparație. Eu cred că astăzi există foarte multe exemple foarte concrete care ne arată logic, rațional, că lucrurile de fapt sunt altfel decât le promovează unii concetățeni de a noștri. Pe de altă parte, eu cred că noi trebuie toți să conștientizăm că aceste realități există. Trebuie să înțelegem că, într-adevăr, avem în societatea noastră o parte din cetățeni care așa cred. Care cred că noi trebuie să cumva să revenim în trecut mai mult. Sau din conștient sau inconștient. Nu contează, dar lucrul ăsta se întâmplă și, ziceam, cel puțin aproape o treime din cetățenii noștri cumva încă sunt ancorați acolo și este de responsabilitatea noastră a majorității cetățenilor care înțeleg provocările în care ne aflăm noi, oportunitățile pe care le avem în față legate de acest proces, această cale europeană pe care pășim și să comunicăm, să ajungem, iar ziceam, la mințile și inimile oamenilor care nu cred așa, cum cred majoritatea și în așa fel să încercăm să readucem într-un spațiu al realității. Porniți-mi de la teza că, uitați-vă, vizita în Europa este terapeutică. Poate dacă nu-i convinge vizita în Europa, poate să fie duș organizat în Crimea, la odihnă și acolo unde vin dronele. Adevărul este la Harkiv, Zaporizhia, cum să-i convingi pe ăștia? Adevărul este că nu cred că asta va funcționa. Până la urmă, noi ca și cetățeni responsabili care înțelegem care sunt realitățile și provocările, nu ne putem permite lucrurile astea. Nu putem să aruncăm oamenii ei se asociază cu Putin. Lor continuă să le placă Putin. Când ăsta fură copiii din Ucraina, îi dovedit deja și îi trimit în Rusia. Păi pregătește noi soldați. Păi dacă noi cumva suntem mai intimidați de vocea asta puternică a acestui grup minoritar, cei care sunt mai conștienți, mai raționali și care le pasă de țară, de viitorul nostru, de copiii noștri, asta se întâmplă. Deci asta înseamnă că răspunsul la întrebarea dumneavoastră este simplu. Să nu tăcem. Să comunicăm. Să spunem lucruri pe nume. Fără a intra în discursuri de agresiune, de conflict. Eu cred că noi trebuie să fim mai inclusivi, trebuie să fim și înțelegători, ziceam, noi trebuie să înțelegem realitățile care le avem noi și nu putem să recurgem la aceleași tehnici și instrumente la care a recurs Rusia atunci când ne-a denaționalizat după ce ne-a ocupat aici în 41. Că așa s-a întâmplat. Foarte mulți cetățeni de noștri care trăiau aici pe teritoriul Republicii Moldova de astăzi au fost ridicați și au fost trimiși în Siberia sau în Kazakhstan și asta s-a întâmplat. Noi nu putem să admitem lucrurile astea. Uniunea Europeană nu oferă asta. De fapt, Uniunea Europeană oferă dreptul fiecărui cetățean să se auto-identifice, să vorbească limba pe care limba maternă, să profeseze activitățile pe care consideră că le dorește să le profeseze. Deci, Uniunea Europeană este despre diversitate. Și, de fapt, în această diversitate se creează și această unitate la nivel. În continuare, imaginați-vă că aveți în față un reprezentant al, zicem, comratului, care este un adversar înverșunat a orientării europene. Câte cuvinte vă trebuie ca să dialogați cu mine, iată, un adversar, ca să mă convingeți cel puțin să mă pun pe gânduri? Adevărul este, și experiența mea proprie asta a arătat, că într-adevăr sunt persoane, inclusiv politice sau interpuși, care stau toată ziua și comunică lucrul ăsta public.
fie pe site-uri, fie la televiziune, fie în comunicare politică cu cetățenii la nivel local. Dar adevărul este că dacă ne uităm ce fac ei în privat, de multe ori există o disonanță. De multe ori conduc o mașină europeană, de multe ori primesc remitențe din Uniunea Europeană, de multe ori merg în Uniunea Europeană la cumpărături, la odihnă. Și lucrul ăsta, de fapt, arată această disonanță. Deci, nu este suficient doar să comunici, este foarte important să ajungem, ziceam, să ajungem la mințile și inimile oamenilor. Și experiența mea proprie a fost anul trecut. La final de an, noi am făcut mai multe dezbateri la nivel local. Am fost și în regiunea Găgăuza, am fost în orașul Cedrlunga. Și împreună cu primarul ne-am întâlnit cu oameni, lideri de opinie locale, oameni de afaceri, oameni din cultură, studenți, profesori, medici și am comunicat. Da, prima perioadă în comunicarea pe care am avut-o n-a fost ușor, că totuși există această preocupare la un grup de oameni care cumva sau protestează că nu poți să privească televizorul în limba rusă, propaganda care ți-a obișnuit să o privească, sau încearcă să aducă discuția la subiecte de limbă sau de subiecte geopolitice, dar în discuții noi putem să fim de acord, să cădem de acord, să nu fim de acord unii cu alții pe anumite subiecte, dar în final ce am observat este că la finalul acestor discuții oamenii mai în vârstă, oamenii cu experiență, oamenii care investesc, care au afaceri, oameni de cultură, s-au ridicat în picioare și au zis că da, înțelegem că Moldova nu are altă alternativă decât să meargă în Uniunea Europeană. Și în momentul ăsta unii spun, dar fără noi. Și după o pauză de... Nu doar. Vreau să zic că după ce persoane cu autoritate în comunitate vorbesc despre ceea ce cred ei cu adevărat, să vedeți că comunitatea la nivel local începe să... Da, și țepălăi cel puțin se retrag și eu după pauza de publicitate am să vă spun cum aș dialoga eu mai pe scurtător. Publicitate. Am revenit după pauza de publicitate și vă promisesem să vă spun cum merg eu pe scurtătură. În dialog cu un reprezentant al bondului politic. Atâta doar i-am spus. Numele Formuzal îți spune ceva? Și a zis da. Și atunci am zis, știi unde locuiește Mihail Formuzal? Și cum nu s-a uitat în urmă și a plecat. Deci asta era un mesaj așa mai dur, dar eu pot să-mi permit să fiu mai puțin diplomat. Nu, eu cred că noi o altă modalitate cum noi putem să luptăm cu acest fenomen este să nu admitem să jucăm în jocul care ni se întinde sau să intrăm în capcană. Să nu mușcăm nada care ne se întinde. Deci noi trebuie să avem calea noastră proprie, care să fie una inclusivă, cu răbdare, cu înțelegere, cu exemple foarte concrete, așa cum ați dat și dumneavoastră exemple concrete, atunci când lucrurile devin mult mai clare. Să comunicăm cât mai mult cu cetățenii noștri, care deocamdată cred altfel. Pe de altă parte, statul trebuie să se preocupe pentru ca să imunizeze spațiul nostru informațional de aceste dezinformări toxice, care sunt parte din un instrument amplu de a influența negativ opinia populației, de a scădea încrederea cetățenilor în stat, în instituțiile statului, de a crea un element de deznădejde, de frică, fiindcă exact în așa momente agresorul reușește să câștige teren. Deci noi trebuie să ne securizăm, instituțiile trebuie să se preocupe de asta, noi trebuie ca și cetățeni să fim mai responsabili,
să avem și o anumită igienă de informare, să nu tăcem atunci când vedem lucruri nedrepte, să luăm atitudine, să comunicăm și să nu permitem ca vocea continuă și foarte, foarte intensă a acestui grup minoritar să acopere voința și viitorul nostru al cetățenilor. Foarte popular truc în mediul acestor adversari, indus ușor, este întrebarea mie, dați-mi ce mi se cuvine din banii care i-ați primit voi de la europeni, dați-mi partea mea sau arătați-mi unde-i părticica mea. Iată, cum să discuți în termeni ăștia cu oamenii? Da, noi suntem binevoitori, dar iarăși se reduce la, se acreditează ideea că, iată, mai nou am auzit un lider de opinie între ghilimele, că majoritatea ONG-urilor primesc sume fabuloase pentru ATCAT, adică dau înapoi niște bani și tot așa. Deci, intrăm în polemici de genul ăsta sau nu? Depinde când și depinde cum. Evident că noi nu trebuie să fim tăcuți. Atunci când există nedreptate, noi trebuie să o expunem. Iar toate aceste minciuni să le combatem. Fiindcă astfel de exemple pe care le-ați oferit dumneavoastră probabil se bazează pe experiența proprie a acestor politicieni, care nu înțeleg că o societate se bazează pe cetățeni, pe comunitate, pe interesul public și organizațiile societății civile au o anumită responsabilitate. Statul în Republica Moldova nu oferă sprijinul cuvenit pentru comunități, pentru societate și atunci oamenii se unesc, se asociază în organizații și încearcă să rezolve problemele care preocupă aceste organizații la nivel de comunitate, la nivel de regiune, la nivel de țară, pentru ca să ajute în binele și în interesul public. Și asta fac organizațiile societății civile. Și organizațiile societății civile, apropo, sunt contribuitori importanți, inclusiv la bugetul public. Noi plătim impozite, plătim taxe, practic 40% din toate intrările de granturi, de proiecte care se implementează, sunt contribuții la stat. Se duc în taxe, se duc în taxe sociale, în contribuții medicale, susțin pensionare, susțin sectorul medical, susțin instituțiile publice, până la urmă susține și pe cel politician care nu de mult, de exemplu, primea salarii de la stat. Vedeți că ați mușcat, na, dacă eu am aruncat chestia asta, dumneavoastră începeți să vă justificați cumva. Mie mi se pare că ei urmăresc, de fapt, așa, să ne bălăcărească, să ne poarte, să ne hărțuiască, de fapt, ca să nu discutăm la subiect. Pentru că, iarăși, când acum se discută și în sfârșit ajungem la subiectul, de fapt, pentru care v-am chemat. Ei spun așa, că nu ne așteaptă nimeni acolo. Lăsați voi anul 30, că uite, se disface Europa, de fapt, și ei vor să scape de sărăntoge de la periferie și așa mai departe, care stat sub regim sovietic. Și poate să ignorăm, în general, discursurile astea provocative și să le spunem direct oamenilor peste capul trubadurilor, de fapt, lucruri foarte concrete. Iată ce vi se întâmplă vouă, găgăuzilor, în Uniunea Europeană. Veți avea mai multe drepturi decât au tuvinii din Rusia, de exemplu. Nu există panacee, ziceam. Și eu cred că noi trebuie, pentru fiecare caz în parte, să combatem aceste lucruri prin comunicare. Atunci când ele sunt false, să expunem acești oameni la realitate, la adevăruri. Da, noi putem să vorbim cum va fi în viitor, dar asta nu va convinge un cetățean care astăzi are preocupările lui legate, nu știu, de școală, legate de servicii publice, legate de sănătate. Și atunci
statul, evident, că are responsabilitatea, sau guvernul are responsabilitatea să creeze o calitate, sau să crească calitatea vieții. Eu aș mărșa pe cifre din agricultură. Cifrele sunt bune, le trebuie comunicate și, într-adevăr, dacă ne uităm pe relațiile noastre cu Uniunea Europeană în ultimii 10 ani, după 10 ani de implementare a acordului de asociere, cifrele vorbesc de la sine, dar mai bine vorbește experiența proprie a acelor agricultori care au reușit să-și crească calitatea, volumul de producție și să acceseze piețe mult mai sigure, mult mai previzibile, mult mai costisitoare pentru venitul pe care îl pot acumula. Asta vorbește mai mult de la sine decât să vorbim doar despre cifre. De asta... Eu când spuneam cifre, ziceam, de exemplu, au apărut cireșele. Să spunem, iată, câte cireșe s-au exportat în... Au apărut castraveții. Să spunem, ce exporturi de castraveți, miere și așa mai departe. Foarte concret, pentru că oamenii să nu creadă că sunt abstracțiuni, iarăși că îi sperie când le vorbim despre drepturile omului în general și lucruri care... justiție și așa mai departe. Dar, în sfârșit, cum va fi... Trebuie să se sperie, domnul Potaru. Dacă vorbim despre drepturile omului, asta ne preocupă pe toți. Din păcate, mulți din cei care se tem să vorbească despre drepturile omului își aduc aminte de drepturile lor atunci când li se încalcă. Și este important ca, într-adevăr, să prevenim aceste lucruri și ca să nu se încalce drepturile noastre, să responsabilizăm pe cei care le încalcă și să cerem instituțiilor statului care se preocupă de protecția drepturilor omului. Sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că o femeie care este agresată de soț și bătută cu regularitate, doar atunci ea înțelege ce înseamnă drepturile omului și cum statul o poate proteja de un fost sau actual soț agresor. Uitați-vă, în Kazahstan a fost un caz acum recent, notoriu, deci a fost o ședință de judecată publică pe un caz în care un fost ministru și-a ucis soția și a fost condamnat la îngrijit de închisoare și în Kazahstan acest subiect a fost de interes public și autoritățile intenționat au lăsat ca aceste ședințe să fie publice, fiindcă fiecare în comunitatea lor să înțeleagă care este pericolul agresiunii femeii și să ia atitudine și să schimbe lucrurile. Iată, asta este un exemplu foarte concret pe care l-a adoptat autoritățile din Kazahstan, înțelegând că se preocupă de drepturile femeilor și au mers pentru a preveni în viitor astfel de cazuri prin a crește nivelul de conștientizare în comunitate. Deci oamenii câteodată trebuie să vadă aceste lucruri pentru ca să perceapă mult mai bine care sunt pericolele, care sunt oportunitățile și de ce noi trebuie să le protejăm. Indiferent de cetățeni. Fiindcă dacă vorbim de drepturile femeilor, anul trecut Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul, a adoptat mai multe legislații și creat instituții care să protejeze drepturile femeilor, dar din păcate unii politicieni au politizat acest subiect, promovând anumite falsuri, deviind atenția de la subiectul drepturilor omului pe subiectul drepturilor omului. Prăjână înainte, apropo de drepturile femeilor, deputata Ana Racu a avut recent o postare pe Facebook, spunea că și-a luat o pauză la prânz, s-a așezat în parc și a făcut niște poze. Și-a descoperit, probabil, uimirea ei ar fi avut-o oricare, timp de preț de 15 minute cât a stat, a surprins în parc, cred că erau 4-5 fotografii cu tătici care erau la plimbare cu cărucioarele. Deci asta iară nu se ia din aer. Și cineva din femeile activiste au luptat zeci de ani de zile până să ajungă să-și revendice dreptul la o carieră, la o egalitate de gen. Nu, dar eu cred că lucrurile s-au schimbat mult în societatea noastră în ultimii 30 de ani. Și tații, eu sunt tată de fică, eu de fapt înțeleg că eu contribui la educarea copilului meu și eu vreau să fiu cât mai mult cu ea și să petrec timpul, să facem activități. Și o fac asta nu de ce că m-a convins soția sau că am auzit ce au spus femeile activiste, dar de ce că eu simt așa și eu cred așa și noi vedem că lucrurile
lucrurile în societatea noastră se schimbă. Nu există o percepție la nivel de comunitate ce trebuie să facă un bărbat și ce trebuie să facă o femeie. Există tot mai mare înțelegere lucrurilor că noi suntem o societate în care fiecare din noi avem un rol, mai ales în creșterea copiilor, fiindcă de asta depinde viitorul lor. Da, și ăsta e exemplu, unul dintre exemple care se asamblează foarte ușor într-o discuție practică despre drepturile omului. În sfârșit, să vă întreb, cum va fi viitorul Parlament după alegerile recente? Ce ne așteaptă acolo? Într-adevăr, o Europa mult mai radicală, mai de dreapta, care o să uite chiorâși la zone, regiuni care nu sunt, eu știu, corespunzătoare standardelor europene? Alegerile europarlamentare care au avut loc au reconfirmat în mare parte structura de putere la nivelul Parlamentului European, la nivelul Uniunii Europene. Există aceleași majorități de partide politice tradiționale, social-democrații, liberalii, creștini-democrații, care la moment au creat această coaliție, sau anterior au avut această coaliție și acum sunt în proces de recreare a acestei coaliții. Zilele astea la Bruxelles a avut loc Consiliul European, în care liderii de guverne și de state deja discută șefii pentru viitoare, viitorii șefi pentru instituțiile europene, Consiliul European, Parlamentul European, Comisia Europeană. Din informațiile deja pe care le citim noi, desprindem din presa din Bruxelles, dar și din alte capitale, deja se întrevede practic o în mare parte o păstrare a aceeași coaliții, deci vom avea aceeași coaliție, cel mai probabil la nivelul Parlamentului European. Cel mai probabil actuala președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi reconfirmată. Doamna Metsola, care acum conduce Parlamentul European, va continua să conducă Parlamentul European în următorii 2 ani și jumătate, fiindcă așa sunt înțelegeri în coaliție, că în primii 2 ani și jumătate conduce un reprezentant a unui grup politic, cealaltă parte va conduce un alt reprezentant al grupului politic. La nivelul Consiliului European, de asemenea, se discută viitorul președinte al Consiliului European. Deci, în mare parte, acest exercițiu electoral a reconfirmat eșecherul politic existent astăzi. Dar a doua sau a treia zi după alegeri auzeam să duce Șoșac să explodeze Parlamentul din interior. Asta, sau... asta este cealaltă parte la care vreau să mă refer. Tendința ultimelor ani este că partidele politice de extremă dreaptă și stângă câștigă teren. Și asta este o realitate. Dacă 4-5 ani în urmă partidele marginale de stânga sau de dreapta undeva erau la o medie de 10% de sprijin la nivel european, acum acest nivel de sprijin a crescut. Cel puțin cu 5-7%. De ce? Cum explicați dumneavoastră? Explicațiile sunt multiple. Crizele cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt multiple. Populiștii valorifică aceste crize pentru a câștiga teren. Din păcate, operațiunile de influență informațională din partea Rusiei s-au intensificat, nu doar la noi, dar și în Uniunea Europeană. Crearea acestei situații de divizare în interiorul Uniunii Europene continuă. Avem și lideri europeni din state, membri al Uniunii Europene, care mai degrabă comunică cu Putin decât acceptă să comunice cu Bruxelles și propagă respectiv și agenda și narativele Kremlinului în loc să le propage pe interesele naționale și cele la nivelul Uniunii Europene. Deci lucrurile se întâmplă. Toate aceste lucruri, evident că au creat o anumită oboseală de societate, oamenii sunt nemulțumiți că sunt nevoiți să confrunte toate aceste crize și respectiv partidele de marginale încearcă să valorifice și deocamdată reușesc. Nu într-un cu un impact amplu. Populiștii nu se complică cu mesajul și eu aud așa, ne-am săturat să-i ducem în spate pe cei care nu au nici buget militar, nu știu să facă economie. Iarăși narrative simpliste, populiste, care să atingă elementele de frică, cele care generează, sau sentimentele de frică care generează care sunt generate la cetățeni pentru ca să le amplifice, ca să
își propage obiectivele sale proprii politice. Vreau să profit de prezența dumneavoastră să vă întreb iar simplist, pe înțelesul unor oameni ca mine, nu fac nici o deosebire. Când Uniunea Europeană acordă fonduri, iată, o să avem după negocieri, o să dea Dumnezeu să beneficiem și de niște fonduri. De unde-s banii ăștia? De unde se iau fondurile astea pe care după asta încă te pomenești că unii nici nu pot să le valorifice până la urmă cât bănării dă Uniunea Europeană? Din impozitele pe care le plătesc peste 400 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană. Taxele, impozitele pe care le plătesc în bugetele statelor lor, care formează bugetul Uniunii Europene și de acolo. Deci, practic, de la fiecare cetățean, de la plătitor, inclusiv de la cetățenii noștri. Că avem o treime din cetățenii noștri sunt și cetățenii altor țări, a României, a Bulgariei, din Uniunea Europeană și ei sunt contribuitori la bugetul Uniunii Europene. Deci cetățeanul european contribuie la bugetul Uniunii Europene, care ulterior este atribuit inclusiv și nouă. Și Moldova, apropo, beneficiază de foarte multe fonduri din partea Uniunii Europene, chiar dacă noi de-abia acum lansăm negocierile, dar doar în ultimii 3 ani Republica Moldova a beneficiat de peste 2,2 miliarde de euro din partea Uniunii Europene ca și asistență macrofinanciară, ca și granturi nerambursabile, ajutor care să ne ajute pe noi, nu doar să clădim instituții și să schimbăm, să facem diferite reforme, dar să creăm condiții pentru ca impactul crizelor să fie redus. Criza energetică, spre exemplu, compensațiile care au venit pentru cetățeni, ele au fost achitate de către guvern din fondurile care le-a oferit Uniunea Europeană. Faptul că noi astăzi avem posibilitatea să ne debarăsăm de dependența istorică de gazul rusesc și să fim liberi de acest lucru, fiindcă Rusia, din păcate, ne-a șantajat foarte mult timp cu această dependență. Astăzi suntem mai liberi, nu suntem așa de dependenți. Am câștigat această independență energetică, dacă doriți. Liderul socialiștilor spune că, din potrivă, am ratat o ocazie să luăm gaz ieftin de la ruși. Nu, partea bună este că noi astăzi putem să alegem. Noi nu ratăm nimic. Noi avem posibilitatea să alegem de unde să procurăm gaz la un preț bun, convenabil pentru noi. În situații de criză, când prețurile la energie electrică, la resurse, la gaze naturale au crescut foarte tare, iarăși din cauza efectelor acestui război și dus de Rusia, prețurile erau mari peste tot. Bun, impactul, de exemplu, în Belgia a fost mai mic, fiindcă salariile sunt mai mari acolo. Dar și acolo prețurile au crescut foarte tare. Eu știu rudele mele noi, din... Pentru noi atunci, noi în situația asta, vital pentru noi era să nu înghețăm la iarnă, ne aducem aminte de situația de în ajun, în fiecare toamnă, până anul trecut, noi ne gândeam ce o să facem, o să ne închid robinetul Gazprom sau nu o să ne închidă, o să avem de unde să luăm energie electrică sau nu, și așa mai departe. Deci, datorită fondurilor europene, avem astăzi posibilitatea să procurăm gaze pe piața europeană, să le magazinăm, să le valorificăm. Avem construcții de energie electrică, construim poduri cu România, dezvoltăm afaceri, creștem calitate a produselor noastre, care ne fac mândri că e vin, că e cireașă, că e prună. Asta ne reprezintă. Aceste rezultate sunt, de fapt, rezultatele unei cooperări de deschise în interesul cetățeanului, în interesul țării pe care reușim să o clădim cu Uniunea Europeană. Mă întorc la configurația Parlamentului European. Totuși, cei care au un discurs mai extrem, extremist chiar, deci ei cum se vor vedea în Parlament? Deci sunt voci disperate, separate? Deci când ajung în Parlament, chiar și, de exemplu, doamna Șoșacă, ea vrea tare să fie parte din grupul conservatorilor europeni, care este un grup anterior care s-a dezlipit de la creștini democrați în Parlamentul precedent și au păstrat acest grup, care sunt partide de dreapta, mai extremă de dreapta, unde este și Le Pen, spre exemplu, și așa mai departe. Și, de exemplu, acest grup nu vrea să o accepte pe Șoșoacă în grupul său, chiar dacă ei sunt de extremă dreaptă, dar ei sunt
E prea colorată? Nu, ei sunt, ei, când ajung acolo, înțeleg, când ajung în instituții europene, înțeleg că ei sunt acolo puși ca să contribuie la politici europene, în interesul alegătorului său, interesul țării pe care o reprezintă în Parlamentul European. Și atunci, de la, știu, de la vuvuze și strigăt pe stradă, sau în Parlament, când ajung în instituțiile publice europene, atunci revin la un discurs mult mai echilibrat și asta se întâmplă și acolo. Și de asta, da, numărul partidelor de extremă dreaptă și stângă în, sau reprezentanților de aceste partide în Parlamentul European a crescut, dar el nu a crescut semnificativ. Și el nu a crescut în așa fel încât să influențeze cumva politicile Uniunii Europene. Uniunea Europeană se va preocupa în continuare, eu cred că de trei chestiuni quasi importante, inclusiv pentru grupul conservatorilor europeni, care sunt un grup mai mic în Parlamentul European, care sunt partidele este mai extremă dreaptă. De exemplu, partidul Meloni din Italia, prim-ministrului Italiei de astăzi, face parte dintr-un grup de partide care este mai pe dreapta, mai pe extremă dreapta. Dar politicile pe care le promovează guvernul Italiei astăzi, ele sunt foarte, cum să zic, de dreapta și mai moderate. Deci, spuneați de trei preocupări, dar... Prima preocupare este statul de drept, preocuparea pentru justiție. Cine vizează direct. A doua preocupare este legată de viitorul european, inclusiv al Uniunii Europene și politica de extindere. Și trei este războiul din Ucraina și atitudinea și sprijinul pe care Uniunea Europeană trebuie să-l ofere Ucrainei ca să reziste la această agresiune și să contribuie la reconstrucția Ucrainei în viitorul. Deci trei priorități care sunt comune pentru toate partidele politice tradiționale, că sunt creștin-democrați sau social-democrați sau liberali, sau partidele mai de extremă. Deci, în mare parte, există o majoritate de bun simț, dacă doriți, la nivelul Uniunii Europene, cu privire la aceste trei... Alegerea secretarului general NATO este deja un semnal pentru dumneavoastră? Cum îl citiți? Este o decizie previzibilă. Uh-huh. Știam deja de ceva timp că premierul actual al Olandei, Rutte, va fi nominalizat pentru această candidatură în momentul în care... Dar la un moment dat în târg se vorbea despre pretențiile președintelui României să ajungă... Da, domnule, tot s-a retras, da? Înțelegând că nu are sprijinul, fiindcă sprijinul majorității, fiindcă deciziile în NATO, la nivelul NATO se iau prin consens, respectiv toate țările NATO trebuie să sprijine această decizie și când s-a creat o majoritate clară cu privire la sprijinul pentru Rutte, atunci, iată că vedem... Adică alegerea lui Rutte previzibil arată că nu se vor pune beți în roate aceste car care se mișcă a Uniunii Europene. Nu se poate... Bun, dar e important să facem diferență totuși, mai ales în viziunea cetățenilor noștri. Se încearcă să se inducă această asociere între NATO și UE. Deci... Nu trebuie să existe această asociere. Totuși, NATO este o instituție proprie, independentă, desigur, un bloc de securitate care are politicile sale, obiectivele sale. Uniunea Europeană este o cu totul altă organizație, este quasi-organizație care are o altă... Eu doar în idee că unii încearcă să acrediteze un fel de panică, de asta gata să disface Uniunea Europeană, uite cum s-a certat. Uitați-vă cum Uniunea Europeană a reușit să depășească rezistența premierului Ungariei în raport cu decizia de extindere pentru Ucraina. Instituțiile Uniunii Europene funcționează. Ele sunt garanția stabilității, siguranței, prosperității la nivelul Uniunii Europene și în politicile Uniunii Europene față de noi, inclusiv. Au reușit să găsească soluții pentru ca să nu blocheze sprijinul pentru Ucraina. Au reușit să găsească soluții pentru ca să nu blocheze extinderea Uniunii Europene către Ucraina și respectiv către Republica Moldova. Acum, și când dimpotrivă Georgiei s-a dat un semnal foarte clar. Și Georgia, apropo, Georgiei s-a dat un semnal de încurajare pentru cetățenii, în mare parte, pentru aspirațiile cetățenilor, fiindcă Georgia astăzi, din păcate, este într-o criză puternică de imagine la nivel de administrație. Lucru pe care noi am trecut. Experiența asta noi am avut-o anterior, când din cauza guvernărilor
care au promovat mai mult interese, știu, mai înguste, practic țara a devenit izolată. Și lucrul ăsta se întâmplă astăzi cu Georgia. Dar Uniunea Europeană, înțelegând aspirațiile cetățenilor europeni, că în Georgia majoritatea cetățenilor sunt pro-europeni, nu au dorit să ține o static întreaga țară pentru din cauza lui Ivanishvili. Și au deschis oportunitatea, inclusiv pentru Georgia, că Georgia tot poate deveni țara candidată dacă îndeplinește aceste condiții. Adică nu vrea să pedepsească cetățenii. Nu vrea să pedepsească cetățenii, dar din păcate, deocamdată, această abordare nu a funcționat, fiindcă efectul în Georgia este că Ivanishvili a merge în continuare pe limitarea libertăților în Georgia. Uitați-vă, domnul Grobe, ca și în cazul lui Orban, despre Ivanishvili se spune că el are bani investiți în Rusia și altfel nu se poate comporta. De ce astea nu sunt discutate pe față sau probate? Ba da, ele sunt discutate. Lucrurile astea se discută foarte mult și la nivelul Uniunii Europene. Lucrurile astea sunt clare. Și de asta vedem acum o reacție în creștere în raport cu acțiunile guvernării din Georgia. Sancțiunile la moment sunt la nivel de oprire practică a întregului proces de extindere în raport cu Georgia, până când nu se depăsește blocajul legat de încălcările libertăților. Da, legea rusească, cum îi spun ei în opoziția din Georgia. Spuneți-ne, haideți să trecem în revistă pe reprezentanții în Parlamentul European de origine basarabiană, adică parlamentarii europeni care vin din Basarabia prin diferite filiere. Dacă am putea să răspundem la întrebare, cine ne va reprezenta în Parlamentul European? Cine sunt? În primul rând am văzut și rezultatele alegerilor parlamentare, am văzut că cetățenii din Republica Moldova cu cetățenii români au fost cei mai activi și asta încă o dată demonstrează că tot mai mult cetățenii noștri înțeleg ce înseamnă să fii cetățean european și de ce e important să fii responsabil. Ne uităm în comparație cu 5 ani în urmă, vom vedea că numărul cetățenilor care au participat la aceste alegeri a crescut. Bun, și numărul cetățenilor care au obținut cetățenia română, dar și altor țări europene a crescut. Dar e un decalaj mare între numărul deținătorilor de pașapoarte și participanți la alegeri. Totuși e o chestiune... Da, dar iar dacă ne raportăm la rezultatele pe diasporă în aceste alegeri în România, vom vedea că o pătrime din toată diaspora română din afara României a votat în Republica Moldova pentru alegerile europarlamentare. Deci eu cred că noi putem să fim destul de mulțumiți, siguri și mulțumiți, da, pe faptul că cetățenii români din Republica Moldova sunt destul de responsabili. Înțelegând cât este de important să avem un Parlament European care să, inclusiv, să ne sprijine în continuare obiectivele noastre de aderare la Uniunea Europeană, fiindcă Parlamentul European a jucat un rol foarte important, politic, de a cere Comisiei Europene, de a pune presiune pe statele membre să ia decizii importante în momente complicate pentru ca să ofere statutul de țară candidat Republicii Moldova, să accepte cererea de aderare, să decide asupra deschiderii negocierilor și iată acum să lansăm aceste negocieri oficiale cu Uniunea Europeană. Deci, noi avem o înțelegere destul de bună sau mai bună astăzi față de rolul pe care îl poartă Parlamentul European și respectiv eu cred că lucrul ăsta contează cel mai mult. Ce partide au fost favorizate de votanții din Basarabia? Păi, ne-am uitat pe rezultate, este clar că PNL și PSD au luat practic majoritatea coaliția de guvernare. Actuala coaliție de guvernare de România, care au decis să participe în aceste alegeri europarlamentare pe o listă comună. E o decizie destul de așa mai controversată, a fost și criticată și în România foarte mult, dar până la urmă în Republica Moldova această abordare până la urmă
a funcționat. Până la urmă, jumătate din cei care au votat, sau majoritatea din cei care au votat în alegerile parlamentare, au votat exact aceste partide. Știți ce am auzit în medii intelectuali? Acolo mă întrebau și îndrebam pe alții, îndrăzneam să facem schimb de păreri. Și multă lume spunea că, sigur că Siegfried Mureșan a fost șeful, locomotiva care i-a determinat. Siegfried e un prieten vechi al Republicii Moldova și un avocat ardent al cauzei noastre la nivel european. Dedicat. Dedicat. Și Siegfried, prin activitatea sa, nu doar la nivelul Parlamentului European, dar dânsoară și un rol important la nivelul conducerii Partidului Popular European în Parlamentul European, dar și la nivelul Uniunii Europene. Respectiv, Siegfried evident că este cel mai cunoscut europarlamentar aici în Republica Moldova, dar evident că sunt și alți europarlamentari și până la urmă acest rezultat s-a completat. Deci fiecare, partid politic care a avut candidați în aceste europarlamentare au fost destul de activi în Republica Moldova. Am văzut și partide locale care au susținut diferite partide politice, primari care au mers pe listele unor partide, nu știu că era USR sau era alte partide. Deci există o legătură destul de puternică, dacă vreți. Dar un parlamentar din Basarabia are o tribună mai specială, mai deosebită, fiind deputat parlamentar, ca să fie avocatul Moldovei? Asta îi dă o posibilitate suplimentară? Eu cred că da, dar până la urmă toți parlamentarii români care au fost și sunt în Parlamentul European, sau cel puțin au fost în Parlamentul European, toți au fost pentru cauza Republicii Moldova și au promovat-o. Urmează să vedem, fiindcă în actuala componență a delegației române în Parlamentul European sunt și deputați care au viziuni mai mult pro-Kremlin și vor fi foarte activi. A spus de doamna Șoșoacă, spre exemplu. Dar foarte repede ei își vor da seama că în Uniunea Europeană ei se vor simți izolați și dacă vor să contribuie, ei vor trebui să participe în procesul de decizii cu bun simț, în interesul public. Și sper eu, nu vom avea divergențe în delegația român în Parlamentul European cu privire la obiectivele de susținere a politicilor Uniunii Europene, de extindere sau de sprijin pe care îl avem nevoie, de care avem nevoie din partea Uniunii Europene. Avem ultimul segment și vreau să profit de părerea dumneavoastră să ne spuneți dacă noul Parlament sau actuala conducere sprijină ideea referendumului, pentru că tot auzim experți din exterior care zic, vai de mine, a fost o idee proastă, că nu trebuia să faceți referendum, că e riscant, dincolo de faptul că o acuză direct pe președinta Maia Sandu că ar fi profitat ea personal pentru ca să-și fortifice. Organizarea referendumului este treaba noastră aici în Republica Moldova, în primul rând, și deci nimeni din Europa nu spune, este inoportun înainte este... de vreme. Dreptul nostru suveran să ne decidem noi singuri soarta și să decidem pe subiecte importante de interes public, național, cum să procedăm. Și până la urmă, asta vom face. Da, Ursula von der Leyen, când a văzut mulțimea din Piața Mare a Adunării Naționale, ca și cum este explicit clar demersul moldovenilor că vor în Europa, evident, și cu asta vă mai gândiți. Pentru Uniunea Europeană, pentru Comisia Europeană, pentru statele membre ale Uniunii Europene, este foarte important să știe că Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova își doresc să fie parte a Uniunii Europene. Ori cetățenii Republicii Moldova își doresc lucrul ăsta. Din păcate, politicienii din Republica Moldova au ieșuat să,
să coalizeze pe obiectivul de aderare la Uniunea Europeană sau să mențină această coalizare în timp. Că am avut în 2005, domnul Voronin, când era președinte și Partidul Comuniștilor, a avut această inițiativă să decidă foarte clar că aderarea la UE, integrarea europeană, este obiectivul strategic, național și extern al Republicii Moldova. Atunci toți deputații în Parlament au votat pentru pentru acest obiectiv. Alte partide care au venit la guvernare, au fost mai multe coaliții de guvernare pro-europene și mai departe, au promovat aceste agente. Din păcate, unii decidenți politici în spatele acestui paravan au continuat să facă... Două cuvinte, spuneți-ne, coaliția asta pentru Europa a partidelor funcționează? A luat turații. Pactul. Vă referiți la pactul pentru Europa? Da, eu cred că e inițiativă salutabilă. Moldovenesc. Eu cred că e inițiativă salutabilă. Eu cred că este bine ca partidele. Dar funcționează politici. Deja? Se simte suflul ăsta? Da, eu cred că funcționează. Dacă ne uităm, sunt 13 partide sau 12, nu știu câte mai sunt acum, dar de viziuni diferite, de la dreapta la stânga, liberali, creștini, social-democrați, toți împreună au semnat supra acest pact și au decis că, da, Moldova trebuie să meargă spre Uniunea Europeană. Și lucrul ăsta este bine. Mai multe partide politice să facă acest lucru. Deci votanții lor sper că o să vină și la referendum să pronunță. Păi depinde și de ei cum vor promova acest mesaj, dar până la urmă depinde de noi, în primul rând, de cetățeni, să înțelegem lucrul ăsta. Că, da, partidele politice au... știu cum, rolul său, dar noi ca și societate avem și responsabilitatea noastră. Noi ca cetățeni nu trebuie să așteptăm să vină un politician să ne spună ce trebuie să facem noi. Noi trebuie, mai ales cei care s-au decis, care știu și suntem mulți cetățeni în Republică, majoritatea de noi, cred că noi altă care nu avem decât să fim parte Uniunii Europene. Da, și ne întoarcem la teza de la început când spuneam că adversarii parcursului european ar vrea foarte mult să despartă populația, cetățenii de administrație și mă întorc iarăși la îndemnul să participați dumneavoastră, cei care aveți pâinea și cuțitul. La referendum aveți un buletin, nu e o discuție teoretică la televizor. Este un buletin de vot unde trebuie să vă puteți să vă pronunțați. Dar întâi să vă prezentați la referendum, să lăsați lucrurile mai interesante, poate decât un referendum la o parte, să luați o pauză și să veniți la referendum, pentru că de asta depinde încotro o să mergem și mai ales dacă suntem serioși, în general, pentru că 3 decenii tot căutăm interesul național, trec mereu pe lângă un partid care și-a afișat 2 baneri în limba rusă și în limba română. Scopul nostru este interesul național, adică ei încă nu știu care e interesul național, să ascund după formularea interesul național. Eu cred că după 3 decenii e timpul să avem o închipuire foarte clară care este interesul național și partidul ăsta. Și interesul național este aderarea la Uniunea Europeană. Da, și dacă partidul ăsta încă n-a înțeles și se ascunde, încearcă să fie în 2 luni, atunci să asculte cetățenii. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și mulțumesc, Ilean Groza, că ne-a explicat în măsura în care ne-a permis timpul ce avem de făcut și o să revenim neapărat pentru că până în toamnă trebuie să mergem în ascensiune, să dăm, așa cum domnul Groza spunea, să dăm posibilitate oamenilor să vorbească, să comunice, să nu îi lăsăm să monopolizeze discursul public pe adversari, dar cei care suntem mai mulți să ne pronunțăm astfel încât ezitarea să se diminueze până în toamnă, pentru că toamna se numără bobocii și împreună la Vocea Basarabiei o să avem grijă să numărăm de cu vreme bobocii. Pe curând! Emisiune realizată în cadrul proiectului de la Experiența Europeană a României la drumul Republicii Moldova, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei emisiuni nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.